Bună ziua și bine ați revenit pe canalul Grădina lui Dan. Astăzi vreau să vă prezint primul tratament pe care îl fac eu la răsadurile de legume. O zi în urmă am semănat primele roșii din sezonul 2020-2021 și am pus câteva alveole în această răsadniță unde, după cum vă aduceți aminte, am o zonă de germinat și o zonă de repicat. Am construit această răsadniță împărțită în două zone unde într-o parte, în zona de germinat, am temperatură mai mare și în zona de repicat, temperatura este mult mai mică, undeva la jumătate. După cum vedeți, nu știu dacă se vede la cameră, rezistența este în sarcină, pentru că este foarte frig afară, sunt în jur de 3 grade Celsius afară. Aici, în acest solar, nu am dubluri. Singura protecție pentru această răsadniță este capacul care este făcut din agrin. Astăzi, deci, după cum am spus, este a doua zi după ce am semănat. Astăzi o să fac primul tratament cu produsul Folpan. Nu am adus plicul aici. Într-un videoclip trecut v-am arătat cum împart eu aceste fungicide. Am niște cântare cu care le cântăresc. Dar și dumneavoastră puteți, dacă nu aveți cântar, să împărțiți un plic în mai multe părți egale prin metoda activ farmacie. V-am arătat într-un videoclip trecut această metodă. Deci acesta este produsul Folpan. În acest pahar am pus 15 grame de Folpan pentru că asta eu pompa are în jur de 16 litri. Acum vreau să vă arăt cum ar trebui făcut corect acest, cum îl fac eu, acest tratament. Deci praful îl punem, e bine să aveți o sticlă de 2 litri în cazul meu, dar să fie cu capacul mai mare. Punem în sticlă, după care adăugăm apă, nu știu, jumătate de litru, 1 litru. Dacă am pune praf, acest praf în pompa plină cu apă, cu siguranță nu s-ar dizolva foarte bine. Pentru că, uitați și dumneavoastră, se vede la fundul sticlei. Face depunere dacă nu e agitat foarte bine. Acum îl agităm foarte bine ca să se dizolve foarte bine acele granule. Deci Folpanul este un fungicid de contact care previne foarte bine apariția ciupercilor. De această cauză trebuie să-l facem înainte să răsară roșiile. După cum vedeți, am pus soluția în pompă, o mai agităm puțin. Am pus o parte din soluția din pompă și în această stropitoare, ca să vă arăt și a doua metodă prin care puteți să aplicați acest tratament. Deci, Folpanul este un fungicid de contact care are o acțiune foarte bună împotriva formării ciupercilor. În condițiile în care semănați într-un amestec de turbă cu pământ, este mult mai important acest tratament, pentru că pământul nu este steril ca turba. Eu folosesc doar turbă, dar și în aceste condiții tot fac tratamentele obligatorii. Deci, aplicarea se face prin udare, pur și simplu, da? Nu doar stropire, pentru că noi vrem să udăm substratul. De fapt, acum facem un tratament la substrat, pentru că nu avem plante răsărite. Și acest produs împiedică formarea ciupercilor, care în perioada asta și în condițiile care sunt în răsadniță, în condițiile de temperatură și umiditate, se formează foarte repede. Deci udăm pur și simplu. Mie mi-este foarte ușor să fac acest lucru cu pompa asta, că este electrică. Am un debit foarte bun pe această dugă, este cea mai mare dugă. Dar dumneavoastră puteți să faceți aplicarea și în felul acesta. Deci aici am pus în această stropitoare o parte din soluția din pompă. Și pur și simplu venim și udăm alveolele cu această soluție.
După părerea mea, aceasta este cea mai corectă aplicare. Dar pompa, țopitoarea, pardon, ar trebui să fie cu găuri foarte mici aici, adică să dea picăturile de apă foarte, foarte mici. Acesta este primul tratament pe care trebuie să-l facem la răsadurile de legume. După părerea mea, este obligatoriu și foarte important, mai ales în condițiile în care semănați semințele în pământ sau în amestec care conține și pământ. Eu acum o să închid răsadnița. Nu, în mod normal n-ar trebui să mai umblu aici, dar o să mai verific din când în când să văd dacă este umiditatea bună, în caz că este soarele, că apare soarele. Vreau să vă spun că în zona mea n-a mai ieșit soarele de vreo 10 zile, lucru care este foarte rău. Deja plantele mari pe care le-am prin solar nu arată foarte bine. Le trebuie lumină, nu pot să se hrănească, nu pot să facă fotosinteză dacă nu au lumină. Săptămâna viitoare ar trebui să avem aceste roșii încolțite, răsărite și o să aplicăm împreună al doilea tratament, care este, după părerea mea, cel mai important. Dacă vă plac aceste videoclipuri și credeți că vă ajută cu ceva, vă aștept în continuare pe canalul meu de YouTube și să vedeți următoarele videoclipuri în care o să fac toate semănăturile pentru răsadurile de care avem nevoie în grădină. Până data viitoare, vă doresc numai bine!